Odată cu venirea anotimpului rece, oamenii pornesc instalațiile de încălzire, care de cele mai multe ori nu au fost verificate în prealabil. Astfel, riscul de izbucnire a unor incendii crește. Numai în trimestrul al treilea din acest an, pompierii gălățeni au intervenit în peste 2000 de acțiuni, cu 36% mai multe decât în perioada similară a anului 2014. Dintre acestea, 125 au fost incendii, iar aproape 100 incendii de vegetație. Au fost înregistrate în total 16 victime. Principala cauză de incendiu a fost fumatul, urmată de focul deschis, acțiunea intenționată, dar și mijloacele de încălzire defecte sau improvizate. Improvizațiile electrice generează incendii. Avem jocul copiilor cu focul. A fost perioada de vacanță, în special în a doua decadă a verii, atunci când au început să aducă furaje acasă, depozitele de furaje, copiii, cu atât copiii cât și persoanele care, dând dovadă de irresponsabilitate, au făcut igienizarea curții și undeva în apropierea depozitului de furaje, dar principalele cauze, astea au fost, dacă discutăm de trimestrul 3, fumatul, focul deschis și instalațiile electrice. Pompierii gălățeni au câteva sfaturi pentru prevenirea incendiilor. Cea mai importantă măsură este verificarea instalațiilor de încălzire, repararea și curățarea sobelor, canalelor și coșurilor pentru evacuarea fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere. Să-l dea cu var pentru a identifica eventuale fisuri apărute, să evite aprinderea focului cu lichide ușor inflamabile, pentru că foarte multe accidente și arsuri și victime și incendii generate în interiorul clădirii s-au produs de la folosirea astfel de benzină, diluanți și alte lichide ușor inflamabile. Să facă o curățare interioară a coșului de fum. Noi recomandăm de persoane calificate, pentru că dă un certificat de garanție și o face cu simț de răspundere și nu superficial, dar dacă nu există posibilități, măcar să-l facă omul, pentru că îl face pentru protecția lui, pentru protecția familiei și a locuinței lui.